Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Bună ziua, domnule Eugen Iancu. Vorbim astăzi despre incendiul din Clubul Colectiv, unde în seara de 30 octombrie 2015 câteva sute de tineri s-au adunat pentru un concert al trupei Goodbye to Gravity, care își lansa un nou album. Alexandru fiul dumneavoastră era și el pasionat de muzică. Ce face Alex în clubul colectiv pe 30 octombrie? Da, bună ziua. Mă bucur că iată la comemorarea de 8 ani nu nu uităm. Și asta este un semn important pentru pentru mine și în general pentru noi toți din care am pierdut ceva sau pe cineva în Colectiv. Uh, Alexandru era pasionat de chitară de, de mic copil, nu știu de unde i-a venit, pentru că în familie eu nu știu să fi avut uh, uh, oameni talentați sau oameni uh, dorniți să se exprime. El pur și simplu mi-a cerut chitară într-o zi, mi am luat, aveam casetele din copilărie și eu cu muzică rock muzică pe care el o nega, lui plăcea muzica normală trupelor din copilăria lui, până la un moment dat când l-am dus, cred că a fost ultimul concert pe stadionul național, a trupelor Rolling Stones. Și inițial a zis, merg eu la bătrânie aia, ce Dumnezeu, avea vreo, nu știu, 12-13 ani. Și când i-a văzut, a plecat de acolo și spunea: Nu se poate așa ceva, cum oamenii ăștia au 70 de ani și iau de cum se mișcă, 3 ore. Da, a fost super încântat și din momentul ăla, da, energiile, muzica, tot. Și din momentul ăla, nu știu, a zis că lui nu mai trebuie nimic altceva decât chitară și rock Era bun prieten cu, cu băieții din trupă, cu Alex Pascu, în primul rând nu putea să lipsească la concertul ăsta, de fapt pe pagina lui de Facebook promova intens că haideți la concert, haideți la concert. S-a dus acolo, nu știu ce s-a întâmplat acolo, pentru că era la masă cu niște prieteni, prietenii lui au ieșit teferi în momentul în care a izbucnit incendiul, mi-e povesteau și spuneau că ei când au zis hai că ia foc nu e bine, hai să ieșim, Alexandru nu a mers cu ei, ci s-a dus către scenă și în mintea mea nu poate fi nimic altceva decât că s-a dus către Alex, Alex Pascu, uh, pentru că era, <laughs> da, era o prietenie fantastică între ei. N-a vrut să-și lase uh, prietenul în urmă. Cred, nu pot să-mi imaginez că nu-mi nu, nu dau seama de ce nu a ieșit și s-a dus la scenă. Deci nu văd alt motiv. După Asta... Alexandru a ieșit singur din uh, club? Știți să-l fie ajutat cineva? Ce dat, nu a dat? știu, decât exact aceiași prieteni îmi spuneau că l-au găsit în curte, era debusolat, l-au luat, l-au dus la o salvare, pentru că avea, un, avea ceva arsuri. Uh, salvarea a zis că nu are cum să lea, aici ceva disp pare din toată povestea. Mi s-a spus că ar fi ajuns cu mijloace proprii, cu un taxi la spital. Mi-a spus unii dintre băieții de acolo, în fișe apare că ar fi ajuns cu o ambulanță. Dar după destul de mult timp, pentru că una dintre greșelile, zic eu, acelui moment este că s-a creat un haos total, iar ambulanțele și dacă doreau nu puteau să plece. Pentru că erau... Se văd, de fapt, și pe imagini. Da, ajunge la spital... La ce spital a fost? La Sfântul Ioan. Deci nu la uh, spitalul de Arși, el a mers nu, la Nu, la Sfântul Ioan. Iarăși, nu știu cum au fost trimiși, dar oricum, când în internez 180 de Arși într-o noapte, normal că fiecare pe unde a, a ajuns, Trebuie distribuit. Fiecare ce a știut, da. Ce, uh, cât de grave erau arsuri, arsurile lui? În dosar apar arsuri pe 28% din suprafața corpului și căile respiratorii. Uh, 28% este o cifră mică și oricum supraevaluată în hârtii. Uh, cu siguranță, da, mă rog, acum 2-3% în plus sau în minus nu mai contează. Important este că, după două zile, era deja infectat cu prima bacterie și a murit cu cinci nozocomiale. El... Având arsuri minime, iar cele de căi respiratorii, dacă spitalul ar fi adus un pneumolog, cu siguranță nu era nicio problemă, pentru că nu trebuia decât să fie curățați plămânii. I-a fost adus un plămân artificial, după 9 zile și după două zile de funcționare. Asta a fost un moment foarte urât, zic eu. Șefa secției mi amintesc că a venit și ne-a spus, noi eram mai mulți părinți acolo și ne spunea la fiecare situația. Iar nouă ne-a spus că în momentul în care vom vedea că de la capăt, capul copilului dispar din aparate, e un semn bun pentru că înseamnă că organismul a câștigat o bătălie și nu mai este nevoie de acel aparat. Ei bine, aparatul ăsta de respirat a dispărut după două zile deci noi observasem că nu știam, erau nu mai știu, șase paturi parcă în cameră și habar n-aveam câte aparate, ce și rol, ce rol au. Cert este că ne-a spus atunci că a dispărut aparatul pentru că copilul a câștigat o bătălie și nu mai era nevoie de aparat. Ca să citesc în momentul în care am luat dosarul, că de fapt acel aparat de respirat ei se înfundaseră filtrele și probabil că ei nu au avut filtre de rezervă și din cauza asta au retras aparatul. Deci a fost, din punctul meu de vedere, o minciună, o lașitate. Probabil că ei au sunat la minister și au spus, sau mă rog, nu știu, la cineva. Eu sunt convins că atunci, dacă sunau la Crucea Roșie, la, nu știu, la o fundație, în câteva ore aveau filtru din orice colț al Europei. Pentru că astăzi știm cu toții facem cumpărături online. Deci, nu, nu s-a vrut și s-a dorit tăcere. Alex, a mai fost conștient din momentul în care a ajuns la spital? Ați putut să mai comunicați deci cu Deci, în primele ore, da, până când i-a fost administrată morfină. Deci, din momentul internării, au primit medicamentație preventiv. Morfina, da, ok, era în regulă, dar li s-a administrat antibiotic cu spectru larg, deci al meu de la din primul moment a avut trei antibiotice cu spectru larg. Ori asta însemna că toți știau unde bagă. Ori să administrez medicamente foarte puternice preventiv este absurd. Eu am avut șansa să fiu invitat de diferite entități să văd spitale în Europa și toți specialiștii de arș, că a fost Spitalul Militar NATO, că au fost spitale din Olanda, din Franța, din Spania, mi-a spus același lucru. Ce să cureți într-o vană ruginită și... Uh, N-aș vrea cum neapărat, dar până la urmă cu personal care are unghiile de 2 cm, cu bijuterii pe degete, care își beau cafeaua luată de la tonomat și intră cu paharul de plastic în salon pe butonul pe care apasă și bolnavul de cancer și nu știu. Uh, hai să ne uităm pe tratamentul dat de medici. Pentru că am fost cu dosarul la specialiști de afară și toți s-au uitat pe dosar și mi-au spus malpraxis. De unde? Păi e destul să te uiți pe medicamentație, nu trebuie altceva. Când vezi ce îi se dă, e clar ce are. Faptul că i s-au dat antibioticele preventive, asta este crimă. Și mi-au spus-o specialiști din mai multe spitale de arși din Europa. Dumneavoastră ați primit la final fișa aceea cu da, toate datele. Da, avem dosarul, e un dosar de. Și e, sunt trecute acolo toate infecțiile. Da. Toți germenii. Sunt trecute, da. Numai că v-am spus ce este frustrant, însă, iată, la 8 ani, la 7 ani de când a depus plângerea penală împotriva ceea ce s-a întâmplat, pentru că eu consider în felul următor. Copilul meu a avut un accident, în urma căruia a fost dus într-un spital cu răni nu foarte grave aș zice, cu răni minore. Și cu toate astea el a murit. Aș vrea să știu de ce. S-a pus la un moment dat problema transferului lui în străinătate? V-au informat medicii sau le-ați cerut dumneavoastră să-l transfer? Deci nu ne-a informat absolut nimeni. Transferuri s-au făcut. Știam că trebuie. Eu însă am considerat că poate fi tratat în România. Tocmai pentru că cumva eram asigurat Că, nu știu, nu m-am gândit, nu am cerut nici măcar un moment și nu m-am gândit nici măcar un moment că ar trebui să-l transfer. Am fost convins că poate fi tratat în România. Domnul Iancu, în momentul în care Alexandru era în spital, v-a fost teamă că în vreo dimineață e posibil să nu se mai trezească? În ultima săptămână am. Am fost convins că nu se va mai trezi pentru că nu avea nicio reacție. Nu... Nu mi-era... Nu știu... Mi se părea că nu... Cred că am, am gândit-o de multe ori atunci că de fapt el este... Urmărind și cum mureau ceilalți de la o zi la alta... Uh, mi s-a părut că ei sunt ținuți forțat cumva pe aparate pentru că se știa că vor muri pentru că infecțiile nu -aveau, aveau cum să le mai controleze le dăduseră tot ce puteau să le dea uh, și mi-era clar că le e frică doar că s-ar putea trezi într-o zi cu 10-20 morți și atunci preferau să o lungească cât mai mult Tocmai pentru a avea, nu știu, câte unul, să încerce să creeze iluzia asta de normalitate. Da, domnule, oamenii mai și mor. Cum uh, am auzit un ministru câteva luni mai târziu, cred că prin ianuarie sau februarie, spunând că, pei domnule, au fost. Uh, nu, nu mai rețin exact cifrele, dar discuția poate fi găsită în presă. Uh, au fost, uh, nu știu, 176 de internați, au murit 37, dintre care deja ei mutau. Că au plecat uh, cinci în Germania, în acolo. deci aia nu au murit la noi, au murit acolo. Nu contează că au plecat după o săptămână, infectați toți. Uh, nu deci, mai intră în calculele de da, Și spuneau, păi, tată, da, da, au murit doar atâția, deci procentual stăm foarte bine. Deci, oamenii ei, din prima secundă, s-au gândit la cheltuieli, la faptul că, domnule, pe dacă le mutăm în Germania, ne costă normal că te costă, că și spitalele din România au cerut bani. Vedem la proces că toate spitalele au cerut bani. A trebuit să centralizăm să vedem câți bani s-au cheltuit în România, cât s-ar fi cheltuit afară. E vorba de spitalele care au trimis ambulanțe, care au trimis da, asistență, adică am văzut în proces, s-a înscris spitalul din Târgu Mureș. Au fost vreo trei spitale, parcă din afara Bucureștiului, care au cerut bani și mă întrebam mereu, Dumnezeule, dar despre ce vorbim aici? Iar Oamenii ăia din Ministerul Sănătății atunci, care au însemnat o echipă de specialiști din Arsuri, l-au sătuit pe Bănicioiu să spună că îi putem ține la noi. Iată, hotărârea lor a omorât 37 de oameni. Din 37 eu sunt convins că cel puțin 10 ce scăpau, printre care îndrăznesc să cred că și copilul meu. Aș vrea acum să vorbim un pic mai mult despre declarațiile acestea de care aminteați ale Ministrului Sănătății de atunci, Nicolae Bănicioiu, care în primă fază, la calda, a doua zi, a ieșit public și a spus avem tot ce ne trebuie, avem medicamente, răniții sunt tratați la noi aici exact cum sunt tratați, cum ar fi tratați și în străinătate, nu avem nevoie de nimic, nu avem nevoie inclusiv de ajutor extern, da, de preluarea pacienților sau să vină medici din străinătate și să-i trateze la noi. Își schimbă total punctul de vedere șase zile mai târziu într-o conferință de presă, declară că mulțumește medicilor din străinătate care au venit să-i asiste pe medicii români, că s-au trimis medicamente de specialitate în spitale, că se face tot ce se poate. În același timp, tot din cartea Alexandrei Furnea, una dintre supraviețuitoarele colectiv, aflăm că medic Medicamentele în multe spitale, inclusiv în spitalul de arș, acolo unde ea a fost tratat, erau ținute sub cheie. Că ei le primeau cu porția, uneori chiar nu le primeau, că a fost refuzat ajutorul medicilor veniți din străinătate. Cum a fost situația la spitalul unde era Alexandru? Știți să fie avut tot ce le trebuia? Nu am de unde să știu asta, pentru că cu noi comunicau o singură persoană, șefa de secție, dimineața și seara în general, deci de la până la 9 10 după vizita de dimineață și seara înainte de, de a pleca, mă rog, după amiaza. Nu ni s-a spus niciodată că ar fi nevoie de ceva. Eu pot doar să spun că în ultima săptămână, când deja rămăseseră doar, mă rog, trei inițial, doi, lui Ioana a murit duminică. Erau baxuri în camere, dar cu ce și dacă într-adevăr așa am văzut fiole, se foloseau, se. habar nu am. Din fișa medicală, clar se vede, v-am spus că s-au dat antibiotice, numai că mă întorc la ce îmi spuneau specialiștii de afară și la ceea ce am simțit eu. Erau îndopați pentru a se prelungi încă o zi, încă o zi, încă o zi, și aș fi în stare să. Nu știu, poate sună iurea, dar sunt convins că asta a fost tot rolul. Oamenii știau că mor, așa cum am simțit și eu. Eu am simțit-o probabil ca tată, fără să am o bază științifică, dar ei știau că vor muri, ideea era doar să le prelungească viața, și atunci, nu știu. Ce am învățat eu după, a, arsul are 72 de ore în care trebuie transferat în spital de specialitate. Nu ai făcut-o în 72 de ore, pe urmă devine riscant. În primele 72 de ore, orice grad de arsură poate să fie și în 90%, nu contează, sau peste 90%, îl iei și îl transferi. Deci atunci, mă rog, există riscuri și sălții în unitate. Uh, nu am văzut dacă era sub cheie, mă rog, și construcția spitalelor este diferită și uh, știu doar atât că au fost administrate medicamente în momente nepotrivite sau în momente în care arată foarte clar că se știa ce se va întâmpla cu el. Deci un șef de secție la un renumit un mare spital european mi-a spus, asta este crimă, pentru că l-au ținut știind ce fac și doar l-au umplut cu medicamente, și aici, deci, nu e vorba doar de Alexandru al meu, ci de toți cei patru care până la urmă au murit. Deci a fost un act conștient. Iar faptul că acum, la șapte ani, plângerea penală nu se judecă, este ascunsă de procurorii de la parchetul militar și de la parchetul general poate că să confirme că avem niște criminali care au condus atunci protejați de un sistem de justiție corupt până în măduva oaselor. Pentru că cineva a decis ca acest proces să nu se judece. Nu avem voie să judecăm pe bănici. Eu nu avem voie să judecăm. Eu până la urmă nici nu-i nu, nu, nu vreau arestați și sunt convins că toți părinții vrem doar să ajungem într-un moment ca să închidem cercul ăsta, trebuie să recunoaștem greșelile pe care le-am făcut la un moment dat și să schimbăm ceva. Au trecut 8 ani de la colectiv, 7 ani de când avem o plângere penală, justiția ne refuză dreptul a avea niște răspunsuri, iar clasa politică nu a fost în stare să construiască nici măcar o secție de arși, nici măcar una. E vorba de procesul în care s-ar pune în discuție sistemul medical, da? Sistemul Pentru că medical e și intervenția procesul. din acea noapte. Pentru că sistemul din acea noapte trebuia să acționeze nici după niște reguli. Ni s-a spus că a fost ca în stare de război. Pff, să ierte, Dumnezeu, dacă un incident într-un club înseamnă stare de război, atunci înseamnă că, de fapt, noi nu avem nici măcar o pregătire. Ce ne facem la un cutremur mare în București, în care s-ar prăbuși, nu știu, 100 de blocuri? Atunci ce am avea? Dacă la colectiv a fost stare de război. S-a finalizat deocamdată doar procesul. Da, ceea procesul ce privește cu pe cauzele izbucnirii incendiului. incendiului. Da. Nu este nici măcar deschis cel care vizează sistemul medical? Nu. Există plângere penală în 2016. În noiembrie 2016 am făcut plângerea penală. Este semnată de mai mulți părinți. În 2018. S-a lucrat iarăși la acea plângere penală, s-a încercat, nu știu, mișcarea ei din, din sertarele procurorilor, ori nu. A... Domnul Arafat parcă a fost chemat la. Da, și Arafat, discuția. și băniciu, băniciu, n-a vrut să vină. Dacă sunt bărbați și-și asumă, să iasă și să, să ne spună, noi asta vrem, vrem niște răspunsuri. S-a greșit atunci, așa spunea domnul Arafat, s-a greșit, care-i problema? Domnule, s-a greșit, vino și hai să vedem unde s-a greșit, hai să nu se mai întâmple. Problema este că pe mine mă sună aparținători de 8 ani de zile a unor victime din alte incendii, îmi cer sfatul și mă roagă să-i ajut să transferăm oameni. Ori în continuare aveam aceeași problemă. Iată, am avut un incendiu acum cu pompierii pompierii au fost aruncați în foc tot de domnul Arafat. Era disperat, nu? Intrați, intrați, cum să trimiți oameni în foc când știi că va exploda? Deci asta a fost iarăși un act criminal pe care iarăși nu-l judecă nimeni. Deci avem un om care iată, greșește, greșește, a făcut lucruri bune, e minunat, pentru ele este răsplătit. Dar hai să vedem și greșelile. Greșelile trebuie să penalizate. Cum ar fi trebuit să arate sistemul medical la această oră, da, după 8 ani de la colectiv, timp suficient să construim măcar un spital de arș, cum ar fi trebuit să arate și ce este în realitate? Eu am de exemplu, am un exemplu din Olanda, unde s-a prăbușit un avion, au avut vreo 200 și ceva de victime, în primul rând că din, știau că nu-i pot trata și au trimis instantaneu la toți vecinii, Germania, Franța, Belgia. Iar după asta ei și-au construit un sistem de spitale de arși. În 2016 am vorbit chiar cu președintele, era și președintele European Birth Association și unul dintre cei mai, dacă nu cel mai bun chirurg pe arși din Olanda, și care spunea, domnule, ne-am făcut. Da, noi uh, poate că par inutile, pentru că multe stau goale. Într-un într spital de arși, nu intră nimeni, nu trateze altceva, nu face operații la buze, cum vor, de exemplu, la noi să schimbe legislația acum, ca secțiile de arș, astea care sunt amărâte, vai mama lor, să le poată folosi și cei de la chirurgie plastică și reparatorii deci iată ce ne duce pe noi mintea să facem. Nu, ei le-au făcut în Olanda, le au și au spus, da, ne-a costat să le facem, dar acum le avem și salvăm vieți cu ele. Nu trebuie ba mai mult, dacă e vorba de bani, iată, preluăm victime din alte țări care nu au sistemul. Deci bani se pot face. În România însă, eu nu, iarăși nu. deci s-a făcut greșeala asta de a considera că Pacienții din colectiv nu trebuie trimiși unul din cauze financiare și doi din orgolii. Știau că îi vor trimite arătând afară mizeria de la noi. După, însă, opoziția la construcție a venit în primul rând de la medici. Pentru că dacă medicii de chirurgie plastică din România ar fi spus avem nevoie de 3, de 4 spitale, mai ales că din 2014 aveam finanțare la Banca Mondială pentru 5 centre de mare arși, ia și Târgu Mureș, Timișoara și două în București, unul de copil la Grigore Alexandrescu și unul la Bacteazara Sene, opoziția a venit în primul rând de la medici. Deci medicii s-au simțit puși sub reflectoare, nu le-a plăcut tot scandalul, până atunci mai murau, erau cazuri individuale, mai apăream un articol, nu-l băga nimeni în seamă. Colectiv însă a scos toată mizeria asta în față. Și a arătat cum funcționează sistemul medical, lipsurile, mizeria, infecțiile, până la urmă, crima. Că Nepregătirea, mi se profesională. Crim. Nepregătirea profesională? Nepregătirea uh, profesională. Lucrul ăsta a deranjat enorm și atunci, iarăși, orgolii le au spus, nu, mai bine nu facem. Mie chiar. Un domn profesor de la Spitalul de Ar, și în momentul în care discutam despre a construit un spital de arși, mi-a spus, domnule, dar eu nu cred că vreunul din colegii noștri ar vrea să se asocieze cu dumneavoastră la construi. m-am întrebat, adică de ce? Că nu vreau să construiesc un spital privat pentru mine. Vreau să construim împreună, prin fundație, prin parteneria, strângem bani, să construim un spital de arși în București pe care politicul refuză să-l construiască. Și asta a fost să replica. Asta a înțeles, repet, un profesor predă medicină. Domnul Iancu, Alexandru nu mai este. Cu toate acestea dumneavoastră ați înființat Asociația Colectiv și v-ați lupta și continuați să vă luptați pentru cei care au reușit să supraviețuiască. Ați obținut destul de multe lucruri pentru ei. Cel mai important mi se pare mie faptul că ați reușit să obțineți de la autorități să le ofere tratament pe viață, în străinătate, în clinici specializate. Aveți impresia că oarecum activitatea aceasta vă ține legat, așa conectat cu Alexandru? Cumva am după ce a murit Alexandru, la vreo două, trei zile, am simțit nevoia să scriu. Și am făcut o postare pe Facebook în care nu știu de unde mi-au venit toate gândurile alea. Eu am, am zis mereu că mi-au venit, mi le-a trimis Alexandru, și care se încheia că vreau, nu mai, nu mai rețin exact, vreau ca peste colectiv să se aprindă lumina, nu să se așterne uitarea. Și mesajul ăla a fost preluat și distribuit de foarte... mă rog, îmi dădeau cineva care se pricepe niște cifre. Și m-a pus pe mine în lumina reflectoarelor și am ales să vorbesc, deși până atunci nu al, mă vedeam făcând așa ceva. Uh, și am cunoscut multă lume... Și din clasa politică, și din lumea medicală, din toate zonele, și chiar am crezut că se poate schimba ceva în România. Deși, erau mulți care îmi spuneau, domnule, sistemul funcționează și nu te va lăsa să faci nimic, te va lăsa să vorbești atâta timp cât nu deranjezi niște interese, pentru că dacă cumva la un moment dat vei deranja diferite interese, mai ales financiare, atunci s-ar putea să nu mai poți vorbi. Deci, dar fă de cap până atunci. Nu, nu m-a interesat nici să-mi fac de cap, am simțit în schimb că dacă nu vorbim, nu putem face nimic. Ori să -ți ții durerea doar în tine, da, poate fi complicat, pentru că am în doliu, am în toate trecerea, arzi, treci peste niște etape care ar fi trebuit să le trăiești cumva altfel, dar cumva pui o presiune care contează. Și da, eu cred că a contat. Îmi pare rău că am făcut prea puține, pentru că pot să spun că în urma acțiunilor mele a rămas doar monumentul de la colectiv. Am încercat să fac niște festivaluri, însă a face un festival de muzică trebuie să ai și ceva sprijin și din păcate sprijinul ăsta nu a venit de nicăieri. Uh, nu știu, lumea considera că dacă ai ajuta un om, o entitate, pentru că, în urmă, deja eram un grup organizat într-o asociație, să facă niște evenimente comemorative, s-ar putea să deranjeze statul sau să deranjeze, nu știu. Nu e bine să păstrăm colectivul în memorie. Și aici, iarăși, n-am înțeles niciodată de ce, uh, pentru că a ține, iată, avem spitale arse care au luat foc în ultimii ani, avem o mulțime de acțiuni singura uh, acțiune care contează încă este colectivul. E adevărat, și prin amploare și prin dimensiune, dar și pentru că noi am fost activi, pentru că noi am vorbit și pentru că am cerut în permanență schimbare. Care mai este? Acum, în părerea dumneavoastră, ziceați că v-au spus destul de mulți că veți fi lăsat să vorbiți până când, eu știu, se va sătura politicul. Acum, cum vedeți lucrurile? Mai sperați să, să reușiți să schimbați ceva? Eu sper că acum, în perioada următoare, pentru că lucrăm de o lună, Casa de Asigurări de Sănătate. Va emite un document prin care toți arși vor primi decontări pentru tratament psihologic, pentru kinetoterapie, pentru costume compresive, creme. Deci va fi un pachet care eu sper să ajute mulți din uh, arși din viitorii României. În România sau în străinătate? În România. Uh, Avem unde? De canătă, uh, deci este un decont pentru tratamente care la recuperare ar nu a beneficiat de nimic. Duceam într-un spital, dacă scăpa bine, dacă nu îl trimiteam acasă. Arsura înseamnă un șoc. Ai nevoie de psiholog după aia. Vreau să spun că m-am întâlnit cu pompieri care au fost în colectiv și care um, unii au, știu, două cazuri care chiar au plâns și au spus, stău da, dacă ați ști că visezi noapte de noapte cum am intrat acolo, și ce era, și cum era, și ce am văzut, și. Deci, iată, trebuie tratați și salvatorii, pentru că anumite imagini șochează. Sunt convins că la fel medicii, dar, mă rog, n-am luat încă, am luat în calcul doar pacienții în cazul ăsta. Deci, pacienții au nevoie de psiholog. Un astfel de șoc are nevoie de tratament. Este nevoie de kinetoterapie, de masaj, pentru că pielea arsă trebuie să se recupereze. De multe ori rămân articulațiile blocate. rămân. Deci e nevoie de, de foarte mult timp, de destul de mulți bani, pentru a-l readuce pe om capacitate 100% de nu va avea niciodată. Dar... Cât mai aproape de... Da, pentru că el trebuie să muncească în continuare, nu trebuie să devină un asistent social sau un asistat social deci ăsta ar fi un pas, iată, un motiv, zic eu, de bucurie pentru noi toți, care arată că ființarea acestei asociații nu a fost degeaba. Și rămâne marea mea speranță că va veni momentul să facem acel spital. Normal, statul trebuie să le facă, dar eu încă, încă sper că voi găsi înțelegerea tuturor factorilor și a părții medicale și a părții politice, te-a construit Spitalul de și în București de adulți. Domnul Iancu, cum era Alex? Ce-i plăcea să facă? Cum îi trata pe cei din jur? Uh, Pentru avea ce umor, Avea foarte mult umor și toată lumea se bucura. Eu așa știu că, și mă rog, e destul să Fac destul de des să intru pe pagina lui de Facebook și Instagram și să văd comentarii, discuții ale foștilor, mă rog, din anii în care el trăia, și știu sigur că era un om uh, uh, plăcut, era un foarte bun chitarist, la fel uh, avea un, un mare viitor în față. Din păcate, n-a fost să fie. Am muncit mult pentru că a făcut o facultate iar seara muncea la o companie până la două noapte. Deci avea ziua plină și în timpul liber cânta la chitară. La un moment aveam o discuție Vlad, celălalt copil, care era mai mic cu șapte ani, avea 14-15 ani în perioada aia, a asistat cum veneau foști colegi de-al lui Alexandru și eu îi întrebam, bă, dar spuneți-mi și mie care a fost prietena lui, că eu nu știu să fi avut o iubită. Și la un moment dat Vlad Culmea, la 14 ani și ceva și-a făcut comandă de niște cărți de psihologie din Statele Unite, el a stat să citească și îmi spune la un moment dat dar termină cu întrebările astea că pentru Alexandru, care avea 22 de ani jumate când a murit, nu era importantă dragostea lui. El a murit făcând ce îi plăcea. Cânta la chitară și se juca la calculator. Și lucra la o companie de jocuri, și acasă la fel erau împreună toată ziua pe jocuri și el a murit fericit. Asta mi-a repetat mi-a Vlad de câteva ori. Tu îți faci probleme și. Da, mai uitam, iau, iau lecții de la copilul meu de 15 ani, care înțelege viața altfel. Că ați zis de facultate, da, că terminase, da. el era proaspăt absolvent de ASE, da. marketing. Atunci Cum, cum ar fi trebuit să fie viața lui Alexandru? Ce planuri își focuse? Să-și facă trupa lui, deci muzica era, asta era totul pentru el, locul de muncă era doar sursa de venituri pe care trebuia să o aibă, de-aia și făcut facultatea ca să aibă un job, Deși el spera să se poată dedica 100% chitării, Asta era planul lui de, de viitor, să facă doar chitară. Uh, nu știu, nici măcar nu știu dacă ar fi fost în țară acum sau ar fi fost plecat. Uh, eu îmi doream cumva să plece. Cu siguranță acum, dacă stau să mă gândesc... Uh, Regret că nu a plecat să facă facultatea afară, pentru că. Nu știu, vorbim adesea de destin, dar nu cred uh, strict pe cifre cum le place medicilor să spună. Alexandru, în orice spital din lume, din Europa asta, că trăim în Europa, suntem membru, trăia la ora asta. Și în România, eu sunt în stare să fac pariu. Că dacă tră, era tratat, era o victimă singură a unui incendiu, în aceleași condiții, și era tratat individual, cred că avea șanse să trăiască. Dar când pui zece într-o cameră. și îi pui în spital cu alți într-un spital bolnavi? Deci, v-am spus, am văzut, cred că nici nu mai știu. Acum trebuie să le calcul, vreo șapte spitale de ars din Europa. Deci, noi nu avem în România cred că nici sălile de chirurgie de la noi nu se compară cu ce este acolo. Și nu este vorba atât de investiții, cât este vorba de o normalitate care înseamnă curățenie. Da, investiție poți să spui că este uh, în clipa în care în fața mea, într-un salon, uh, intri întâi într-un sas unde ai chiuvetă, ai uh, cutii cu băxulețe din astea, cu mănuși, cu halate, cu, deci cu tot echipamentul, îți intră cadrul medical, își pune echipamentul pe el acolo, în sasul ăla, după care apasă cu piciorul un buton, intră în salon, realizează că a uitat ceva, se întoarce în sas, aruncă tot echipamentul la gunoi, se duce și după un minut se întoarce cu ceea ce uitase și se îmbracă ea. Se reechipează. Da. Cu totul deci nou. Deci asta poate fi o cheltuială. Da, că echipament folosești. Dacă ne uităm, eu stau vis-a-vis -vis de un spital, de Colentina, o să. Dacă puneți acolo o cameră 24 de ore într-o zi, o să vedeți cum non-stop cadrele medicale ies în echipament pe stradă să-și cumpere mâncare, cola, țigări și toate cele. Și acel echipament intră în salon. E adevărat, nu-i de și, dar până la urmă și acolo, în Colentina, se face chirurgie. La un moment dat, făceați o postare în care povesteați de faptul că lui Alexandru îi plăceau foarte mult copiii. Era și o fotografie cu el, un brațe cu finul lui. Alexandru, anul acesta ar fi împlinit 30 de ani. Da. Probabil Cum? că eram bunic. Cum? Cred, cred că aș fi putut fi bunic la ora asta. Aș vrea să vă mai întreb un singur lucru. Știu că aproape în fiecare an organizați acele marșuri prin care aduceți aminte despre colectiv și ce s-a întâmplat acolo, și aș vrea să vă întreb: De ce n-ar trebui, domnul Iancu, să uităm de colectiv? Într-un interviu acum un an de zile, o doamnă reporter cu care am avut mai multe interviuri, îmi spunea, cum la fiecare interviu repetați aceleași lucruri. Și a spus, Păi și eu îmi doresc să nu mai spun aceleași lucruri. Se va întâmpla asta în momentul în care vom înțelege că trebuie să facem ceva. În România, după 8 ani de zile, nu s-a întâmplat nimic. Absolut nimic. Mi se promite și acum că în 2025 vom avea trei spitale de arși. Timișoara, Târgu Mureș, Grigore Alexandrescu, București. Suntem la sfârșitul 2023 și nici măcar nu s-a zgâria pământul, ca să spun așa. Cine își poate imagina că într-un an jumate, în doi ani, se vor construi aceste spitale? Să fim serioși. Suntem mințiți în continuare. Deci atâta timp cât nu ne trezim, cât nu facem lucruri, nu, nu putem schimba, iar povestea mea este colectiv. Eu să încep să scriu despre drumuri ar fi caragios. Da, pot să mă vai că, nu știu, de aici până la, dacă plec acum la Sibiu, s-ar putea pe Valea Oltului să fac șapte ore. Dar nu e cauza mea asta. Cauza mea este colectiv și ceea ce avem, ce a fost colectivul? A creat niște victime de arși. Deci, eu trebuie să fiu interesat de modul în care sunt autorizate spațiile, nu s-a schimbat nimic, deci am avut doar afișul ăla care se punea în geam că această locație... Deci, suntem în stat impotent total. Nu suntem în stare să dăm o lege care să, nu știu, așeze niște parametri clari funcționarea spațiului public, nu suntem în stare să... Am văzut și anul ăsta, îmi amintesc, la Craiova au luat foc vreo 5 blocuri noi și a fost publicat pentru că localnicii s-au luat la bătaie cu pompierii. De ce? Pentru că pompierii au venit normal cu mașinile goale știind că acolo sunt, au sursă de apă, sursă de apă care era inexistentă. Deci despre ce țară vorbim? Construiești blocuri înghesuite, nu poți să strecori mașinile între ele, iar acolo unde pui uh, sursă de apă, aia nu există decât pe hârtia dezvoltatorului, deci e un haos total, fiecare face ce vrea. Nu e posibil așa ceva. Nu putem să lăsăm să construiască cine vrea blocuri oricum, fără să ai spațiu, fără să ai loc pe unde să intre pompierii, pe unde să intre salvarea. Nu ai parcări, nu ai nimic. Iar pe urmă ce facem cu pacienții? îi aducem în acelea spitale în care nu s-a schimbat absolut nimic, nici măcar mentalitatea. Domnii medici, hai să fim serioși. De voi depinde dacă schimbăm sistemul medical sau nu. Eu, eu sau noi, ceilalți care mergem în spital și ni se cerși păgi și ni se spune vino luni că te operezi luni și te duci luni să te opereze ești pregătit și vezi că trece marți, miercuri, la un moment dat vine cineva, dar păi, ai fost la domn profesor să rezolvi problema? Păi n-ai să mă operează luni? Păi da, dar nu-ți cere nimeni pe față, dar ți se spune du-te că până nu dai, nu vei fi operat. Să vorbim despre o, o mulțime de nebuni. Curățenia trebuie făcută din interior. Nu poți să vii să spui, oamenii au luat paga, au fost înregistrați. Deci hai să vorbim despre caz. Dacă oamenii au luat bani, nu poți să vii să spui că îi devină directoarea că a... Denunțat. Dacă directoarea are niște probleme, ok, denunțați-o și, nu știu, dovediți că este vinovată în ce probleme are ea. Dar hai să ne uităm. domne, câți medici respectă programul de 8 ore? Vreți? Avem câteva spitale în București și la nivel de țară, unde urgența este supraaglomerată. Dar restul spitalelor, unde vine ambulanța cu pacient și îi se face o hârtiuță și e ținut ambulanța acolo o oră că îi se spune stai că eu doar îl trec pe hârtie. Sunt pacienți care într-o noapte trec pe la trei spitale, sunt respinși de toți, dar dacă o să cineva ar căuta, pacientul apare că a fost internat în trei spitale. Trei spitale cer bani de la ceas și ne întrebăm unde se duc banii? Spitalul de contează este plătit medicul care fapt n-a făcut decât niște hârtii și a ținut o ambulanță cu un omul degeaba. Deci hai să facem curățenie, hai să terminăm cu vrei să faci bani, minunat, du-te în privat. Și eu vin la tine și vreau o operație de îmi spui cât mă costă. Este una, dar la stat. Despre ce Dumnezeu vorbim? Ei nu stau 8 ore, stau 4-5 ore după care trec peste drum la clinica privată și tu te duci, te operezi în spital că e frică, el nu are în clinica privată, tot ce trebuie, te operează la stat, după care te, te cheamă pentru toate la privat. Deci, nu, nu, noi suntem o țară defectă total. Și nu, nu putem până când... Eu sunt șocat de faptul că, dom'le, intelectualii țării refuză schimbarea. Pentru că medicii sunt intelectualii țării. Sunt oameni care învață mult, care se pregătesc unde se strică. Că undeva se strică. Mulțumesc tare mult pentru că ați rupt astăzi un pic din timpul dumneavoastră și am stat de vorbă. Să vă fie bine! Mulțumesc! Și dumneavoastră la fel. Mulțumesc! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!